Polițiștii maramureșeni au fost la datorie în mini-vacanța prilejuită de trecerea în noul an și au acționat pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură a perturba liniștea comunității. A fost o perioadă liniștită în care nu au fost înregistrate fapte deosebite. Polițiștii au intervenit la 247 de evenimente, cele mai multe sesizate prin apelul unic de urgență 112. În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat 87 de infracțiuni și au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, 20 de șoferi au rămas fără permise de conducere, iar în 5 cazuri au fost retrase certificatele de înmatriculare. Polițiștii l-au identificat pe un tânăr în vârstă de 24 de ani din Chiuzbaia, care, după ce a avariat 3 autoturisme parcate regulamentar pe strada Progresului din municipiul Baia Mare, a părăsit locul faptei fără încuvințarea poliției. Mai mult decât atât, polițiștii au constatat că acesta avea permisul de conducere reținut, iar valabilitatea numerelor de expirare a autoturismului condus era expirată. La Baia Sprie, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările față de un tânăr care, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a distrus un autoturism parcat regulamentar. Iar ieri după amiază, polițiștii rutieri au intervenit pe raza localității Mara la un accident de circulație, în urma căruia o femeie care a traversat strada neregulamentar și fără să se asigure a fost accidentată de un autoturism condus regulamentar de un băimărian.